Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Florin Pastramă a bătut-o pe Brigitte? Potrivit media, bruneta ar fi fost agresată de soțul ei și ar fi mers direct la poliție. Brigitte ar fi solicitat un ordin de restricție împotriva celui cu care s-a căsătorit în urmă cu un an. Informațiile au apărut astăzi în presa din România, iar toată lumea a rămas fără replică. Dacă este adevărat, este și mai grav, ținând cont de faptul că Brigitte este și însărcinată. Înainte de vestea că soția lui va aduce pe lume un copil, lui Florin Pastramă, au apărut zvonuri legate de divorț. Cei doi au dezmințit totul la acel moment și au anunțat că vor deveni părinți. Ce s-a întâmplat între timp? Ce ar fi putut face Brigitte pentru ca soțul ei să o bată? Dacă acest lucru este adevărat, nicio femeie nu ar trebui să treacă prin așa ceva, orice greșeală ar comite. Gestul este unul de condamnat, oricare ar fi femeia agresată. Potrivit unui post de televiziune, însă Brigitte ar fi ajuns la poliție din alt motiv, nu din cauza lui Florin Pastramă. Potrivit unui comunicat al poliției, bruneta ar fi sunat la 112 și ar fi reclamat că fiul ei de 19 ani ar fi plecat de acasă cu mașina sub influența unor substanțe interzise. Brigitte și băiatul ar fi fost citați la sediul poliției pentru a da mai multe declarații. Rămâne de văzut care este adevăratul motiv pentru care femeia se afla la secție. Cert este faptul că, dacă Brigitte ar fi fost agresată, dovezile vor apărea. I-am pus camere peste tot în casă. Nu poate face o mișcare fără să știu eu. Poate nu este tocmai în regulă, dar la cât m-am ars în căsniciile anterioare, cât de mult am suferit, Doamne, cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată, consider că acum trebuie să fiu mereu vigilentă, să aflu eu tot, spunea Brigitte Pastramă în urmă cu o săptămână, înainte să se afle cât de mari erau problemele ei în căsnicia cu Florin Pastramă. La revedere, pe curând!